Completurile de 5 judecători vor fi trase din nou la sorți. Este recomandarea făcută astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii, care cere instanței supreme să organizeze de îndată din nou această procedură. În plus, secția de judecători a CSM a solicitat înființarea a câte 3 completuri de judecată și nu două câte sunt în prezent, atât în materie civilă cât și penală la înalta curte. Tragerea la sorți se va face în ședință publică cu convocarea tuturor judecătorilor în activitate din cadrul înaltei curs de casație și justiție, iar ședința se înregistrează atât audio cât și video. Video. După tragerea la sursă, toate dosarele aflate în prezent pe rolul în altei curs de casație și justiție, de competența completurilor de 5 judecători, se repartizează aleatoriu în sistem informatizat. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de îndată în vederea creierii premizelor pentru rezolvarea potențialelor situații cu caracter urgent apărute în activitatea în altei curți de casație și justiție. Pentru desemnarea completurilor de 5 judecători care vor funcționa în anul 2019, secția pentru judecători va adopta o hotărâre în acest sens. Se arată în decizia secției pentru judecători a CSM. Decizia acestei secții vine în condițiile în care Curtea de Apel București a suspendat hotărârea în altei curți din 8 noiembrie, prin care a fost stabilită noua componență a completurilor de 5 judecători. Contestația a fost formulată de președintele PSD Liviu Dragnea, care are un dosar pe rol la completul de 5 judecători.